3 ori 4. Așa. Plus 1 supra 4 ori 5. Așa. Este egal cu. Păi ar trebui să fie 4 pe 5 dacă anticipăm. Da. Pentru că am văzut mai sus când le-am spart. O să fie egal cu 3 pe 4. Că am muncit la ea, am muncit deja, nu? Egal cu 3 pe 4, da, plus. Am muncit, o să fie 3 pe 4 plus 1 supra 4 ori 5. Așa. Păi, pe acesta l-am plificat cu 5. Aici o să fie 15 plus 1, 16 supra 4 ori 5. Acum ar fi plificat 16 cu 4. Așa. Și o să vină 4 supra 5. Excelent, excelent. Și gata, eu am avut curaj și am spus, copii, știți, răspunsul mai sus va fi 100 supra 101. Și zic, da, sunteți de acord cu mine, nu? După cât am muncit, așa? Și aveam pe unul, îl chema acolo Ionuț într-un colț, în bancă, care era destul de tăcut. Nu scotea o vorbă. Era chiar prin a treia bancă. Și, da, și Ionuț spune, de data asta zice, dar eu nu cred. Cum nu crezi, mă, dar zic că am muncit așa, ai văzut că am anticipat, am simțit că așa ar merge. Dar zice, eu nu știu, dar eu nu cred, zice, faceți și pentru 5 fracții. Și eu, și eu m-am apucat și am făcut pentru 5. Hai să facem și noi pentru 5. Adică ce ar trebui? Deci, 1 supra 1 ori 2 pentru 5. Da. Plus 1 supra 2 ori 3. Da. Plus 1 supra 3 ori 4. Da. Plus 1 supra 4 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 6. Da. Este ca, păi am muncit înainte, cele 4 fracții știți că sunt egale cu 4 supra 5. Da. Plus 1 supra 5 ori 6. Da. Pe prima am plificat cu 6 și o să ne dea 25 supra 5 ori 6. Așa. Simplificăm și o să ne dea 5 supra 6. Și am spus, băi, acum ești mulțumit? Uite că zic că am venit și, pe, și pentru 5. Da, zici, da, pentru 6 dacă nu-i bun. Alo? Nu prea vă aud. Deci am făcut și pentru 5. Cum vezi că am făcut așa. Și când, în timp ce lucram, am simțit că el va fi Toma Necredinciosul. Știi, nu? Povestea cu Toma Necredinciosul, da? Da. De la religii. Știi că Toma a fost ultimul care a venit acolo când Mântuitorul a ajuns la așa, Toma nu era. Și ucenicii Domnului i-au spus, zice, știți, băi, știi că a venit Domnul la noi și ne-a arătat înviat Hristos. Și zice Toma, zice... Toma nu a crezut. Așa, de-aia e Toma necredincios. Să se arate. Așa, și-a zis, până nu pune degetul în coasta lui și în palmele lui, să văd eu exact, nu cred. Și atunci, așa simțeam că și elevul ăsta mă va pune să fac și pentru 6. Și dacă făceam pentru 6, el mă va pune să fac și pentru 7. Mă simțeam ca un boxer care era prins în corzi. Și mă întrebam ce am să fac eu cu ăsta, că ăsta chiar își bate joc din mine. Când să-l conving eu? Cum să-l conving? Deci el avea o chestie. El mă prinsese și mă întreba, pasul următor e bun? Da, pasul următor e bun? Și atunci am hotărât, am să-i arăt că pasul următor e bun. Adică eu spun așa, mă presupunem că am mers cu verificarea asta până la un ordin. Adică până la cât vrei tu, până la 7, până la 8, până la 9. Dacă eu am să-ți arăt că pasul următor e bun, atunci tu vei fi de acord cu mine că dacă am ajuns până la 8 cu verificarea și ți arăt că pasul următor e bun, 9 e bun. Și dacă 9 e bun și cu pasul următor e bun, 10 e bun. Și cu pasul următor e bun, 11 e bun. Și tu nu mă mai poți întreba nimic. Deci am apelat... Deci dacă eu arăt că pasul următor e bun, pasul următor e bun, da, atunci din aproape se va rostogoli ideea și va fi totul până la capăt. Ei, așa asta se cheamă, trebuie să spun, se cheamă metoda asta de lucru, se cheamă inducție matematică. Da? Inducție matematică. Asta se face în clasa a noua, parcă. Și predarea sub forma aceasta de dialog și de discuție face ca să fie posibil să fie înțeleasă și clasa a cincea. Vezi? Cu fracții și cu nu știu ce, elevul poate să înțeleagă. Nu cumva egeșițiul care l-am avut noi la început, nu cumva surprinde această idee? Egeșițiul care l-am avut la început?
ala cu 1 minus 1 pe 2 plus 1 pe 3 minus 1 pe 4, faptul că din aproape în aproape... Sigur că da, sigur că da. Așa am dedus eu că este egal 1 pe 25. Așa, așa, ai simțit tu foarte bine că așa va fi ieșițiul. Da, da. Păi deci... Păi, cred că așa se rezolvă, mai întâi demonstrez câteva, de exemplu, și după aia ajung la rezultatul final. Asta e, măi, asta e. Deci, când o să fii în clasa a 9-a, o să înțelegi foarte bine această tehnică, iar trebuie să spun încă ceva. Când acum, în 2000, cred că în 2011, și vezi lecția asta pe internet, un băiețel de la Sighișoara terminase clasa a 7-a. Deci închipuiți că un elev, tu vei fi în situația lui la anul următor, când ea a terminat clasa a 7-a și a dat peste mine, eu aveam abia câteva lecții, vreo 60 de lecții, făcute doar atât, acum sunt 260 și ceva de lecții, dacă ai văzut acolo. Ei bine, acest băiețel, când a dat peste mine, a urmărit lecțiile respective și el și-a pus în cap să facă toată materia de liceu. Ei bine, află tu că acolo, la lecția 60, 62, 63, nu mai țin o minte foarte bine, a făcut un filmuleț, el ce a făcut? A plâns la tatăl lui. Și a spus, tată, te rog frumos să-mi caut și mie o cameră, să-mi aduci o tablă acasă, să fac un film care să se cheme Recunoștință profului online. Și te rog să-l vezi, filmul, lecția se intitulează Recunoștință profului online sau cam așa ceva, titlul, nu știu dacă este așa, să-l cunoaștem pe Vlăduț. Deci reține să-l cunoaștem pe Vlăduț, așa se intitulează. Și dacă dai click acolo, apare lecția aceea în care el demonstrează ceva de la, lucrează un exercițiu la clasa a 12-a, deci un exercițiu de clasa a 12-a, ca dovada faptului că s-a putut descurca urmărind filmele mele. Vreau să spun... Da, și eu vă mulțumesc că existați pentru că este un mare ajutor pentru elevii de pretutinde. Dragule, știi ce? E cea mai frumoasă seară care mi se întâmplă acum astăzi, de ziua fiicei mele. Superb, superb, super. Poate ne auzi și cei care sunt acum pe la minister, pe la nu știu ce. Pentru că ceea ce fac eu chiar merită să fiu luat în seamă și voi copiii să aveți o șansă, nu? Să aveți o șansă și să facem altfel de matematică. Tu ai descoperit că eu practic fac altfel de matematică. O matematică așa care să-ți ajungă la suflet, nu? Nu de astea foarte aridă, îți dau o formulă, o aplici formula. Perfect. Extraordinar. Extraordinar. Știi ce? Pur și simplu mi-ai făcut o seară frumoasă și trebuie să spun că totul se întâmplă și în ziua asta deosebită pentru mine. Spuneam, fiica mea face 37 de ani și toată discuția care o port acum cu tine o dedic ei. Ea fiind o elevă extraordinară, când tu erai în clasa, ea tot din clasa 6 a avut performanța asta. Ei, mă bucur foarte mult. Hai să trecem la al doilea exercițiu, că ne prinde noapte, ne prinde ziua, dimineață, știi? Și eu vreau să merg mâine la treabă. Hai să vedem. Așa, exercițiul următor. Așa. A plus, nu? Ia să vedem, A plus. Am mi-a șters tabla, zi acum, A plus. A plus 1 supra B plus 1 supra C plus 1 supra D este egal cu 43 supra 30. Așa. Zi-mi, zi-mi, dă-mi o idee, că ideea ta e cea mai valoroasă. Eu m-am gândit așa, să începem cu cea mai mică. Și m-am gândit, C plus 1 supra D este egal cu
Care ce? Ai adus la același numitor undeva sau ce ai făcut tu? Nu, că e jos de tot, că vine A plus 1 supra B plus 1 supra și acolo C plus 1 supra D. A, dar e supraetajat așa ceva, o chestie de asta? Da, e supraetajată. Eu le-am scris așa A plus 1 pe B plus 1 pe C plus 1 pe D în linie. Dar tu spui că e o supraetajare acolo. Ia zi așa, A plus 1 A plus linie de tracție, da. 1 supra, linia asta de tracție, cine nu mai făcut, 1 supra, B, așa, plus B, linie de tracție, B plus, atenție, Darius, acum eu scriu la numitor, B-ul e la numitor și la... Da, dar la numitor fac asta, nu? E o scară așa? E o scară... Da? Da, la numitor, B plus 1. Da. Și 1 este fracție, 1 supra. Ce? B plus 1 supra, C. Plus 1 supra. D. Uite cum trebuia să mă dictez. Acum spune-mi tu, dacă eu am scris-o bine. Am scris așa, A plus, o linie lungă de fracții, la numărător este 1, da. Iar la numitor este B plus o altă linie de fracții, la numărător, la cea de-a doua linie de fracții, 1 la numărător, iar la numitor este C plus, da. 1 pe D. 1 pe D, da. Și deci este deci este o scară așa, da, cu fracții. Da, un fel de scară, da. Așa, gata, m-am prins. Eu mai înainte am înțeles așa A plus în linie toate fracțiile, 1 pe B plus 1 pe C plus 1 pe D. Așa. Am înțeles. 43 pe 30. Fracții supraetajate aici. Așa vin tot timpul, da? Da. Bun. Dragul meu, zi. M-am gândit așa. A plus 1 supra B plus 1 și la numitor o să scriem Așa. Adică un fel de introducem între bunul frate. Un fel, dar de fapt azi la cea numitor. Hai să vorbim pe cea dreaptă. Că da. Ce-ul ăsta are pe 1, ca numitor, și l-a dus pe la cea numitor. Da. Ce-ul, pe ce, cum ar fi cu D. Corect, că corect. Corect. Nu l-are pe numitor pe D. Am pe înțeles. Numitor cu unde. Așa. Hai să scriu și eu. Deci ai zis așa, A plus. 1 supra. B plus. 1 supra. C ori D. C ori D plus 1, totul supra D. Da. Egal mai departe cu. D-ul ăsta nu ocupă locului 1, că e o supraetajar și mulțim prima cu îl răsturnăm fracția asta. Și ar veni B plus D supra C ori D plus 1. D-ul ăsta ajunge tot mai sus, la numărător. Da. Deci, e egal mai departe cu A plus 1 supra da, plus. 1 supra. B plus 1, în loc de 1 punem D supra CD plus 1. CD plus 1. Ai înțeles ce s-a întâmplat? Practic, fracția asta supraetajată, 1 supra CD plus 1 supra D, este scrisă D supra CD plus 1. Da! Deci... Să-i vine 1 supra. 1 împărțit la asta. D supra D și vine 1 ori D supra CD plus 1. Asta e, mă. Corect. M-am prins, așa mi-a zis și mama, dar n-am avut încredere în ea. Vai, trebuie să ai încredere, mama. Fii atent, mama își aduce foarte bine aminte multe șmecherii. Da, asta... mi-a zis ea că este supraetajată și a zis că
Mamă, nu cred că te face. Hai să vedem mai departe, e perfect. Da. Mama a văzut bine. O să vină Ablu, unul suca. Păi, dar numitor comun, CT plus 1. Da. Și o să vină unul supra BCD plus B plus B. Deci BCD plus B plus B plus D totul supra CD plus 1. CD plus 1. Așa. 43 pe 30. O răsturnăm și pe asta. Da. CD plus 1 supra BCD plus D plus D. Așa. Plus B plus D. Reintroduce pe A în acest adon numitor comun și o să vină A, B, C, D plus A, B plus A, D plus C, D plus 1, nu? Da? Supra. Totul supra. Egal cu 43 pe 30. Egal cu 43 pe 30. Ha. Eu zic acum o să facem, cred că în felul următor. O să facem așa, 1000 plus 100 B plus 10 C plus D, nu? A, tu te gândești acum să dar nu e număr, că nu e bară deasupra în baza 10. A, da, nu e număr. Nu, n-am voie, n-am voie. Ai două fracții, când două fracții sunt egale? Deci, în felul ăsta, sigur, așa, ai dreptate tu. Deci, produsul mezilor egal cu produsul extremilor acolo, nu? Ce-a zis? Produsul mezilor egal cu produsul extremilor, cum se spune. Da, da, așa. Așa. Perfect, perfect. Dar regășițul arată urât. Hai să o spunem pe cea dreaptă. Da. Arată urât, 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 urât. Nu mi-e la îndemână deloc. Atunci hai să mă întorc de la început. Eu am muncit, vezi că am mers. Dar dacă el arată urât așa, parcă nu mai îmi vine să continui. Pentru că nu e lucru... Pentru că continuăm și nu cred că o să iasă da, nimic. Noi am muncit, dar arată destul de urât. Știi ce îți propun eu ție? Hai să ne întoarcem la început. Da. Și să vedem... A plus o fracție, nu? A plus o fracție. Fac 43 pe 30. Da. A plus o fracție fac 43 pe 30. Da. Adică un număr întreg plus o fracție se facă 43 pe 30. Oare n-ar fi bine ca 43 pe 30 să scriem ca fiind cine? Ca un număr întreg? Să scoatem întregul. Un număr întreg plus o fracție. Așa? Cât ar veni? Păi 1, că 43 împărțit la 30 odată merge. 1 plus 13. Și 1 plus 13 supra 30. Exact, exact. Ce, uite-te la cele două fracții. Ce înseamnă chestia asta? Ce spune ție? A, că trebuie să fie obligatoriu. Obligatoriu, nu discutăm. A, trebuie să fie obligatoriu 1. Așa. Deci de aici rezultă, deci șmecheria asta rezultă că au 1. Subliniem. Ai văzut? Ai văzut? Numai atât trebuia să facem. O mișcare elegantă pe 43 să zicem ca fiind? Ca fiind 1 plus 13 pe 30. Sigur că da. Iar acum înseamnă că fracția care a rămas, adică 1 supra. 1 supra. Da, da, trebuie să fie 13 supra 30. Exact. Zicem 1 supra B. Egal cu? Egal cu 13 supra 30. Exact. Sau tot atât de bine și inversele lor sunt egale. Hai să le răsturnăm. Da, să le răsturnăm.
Adică, ce înseamnă că răsturnăm? Nu, nu. Răsturnăm toată fracția asta. 1 supra ceva egal cu 13 pe 30. Adică acel ceva de jos, tot ce e la numitor, trece la numărător. Uh-huh. Inversele lor. Da? Deci dacă două fracții sunt egale, și inversele lor sunt egale. Da. Deci B plus... B plus 1 supra C plus 1 supra D. Așa. Supra 1 nu mai punem, că n-are niciun rost, egal cu? Egal cu 13 supra 3. Egal cu, nu cu 13, cu 30 pe 13. Cu 30 supra 3. Când îi răsturnăm pe amândouă, atenție. Deci, deci două fracții sunt egale și răsturnate. Și răsturnatele lor sunt egale. Da? Dacă două fracții sunt egale și inversele lor sunt egale. Asta e teorie. Da. Deci egal cu cât? Cu 30 pe... Hai să scriu și pe 30, pe 13, să nu împărțim. De câte ori merge 30 la 13? Merge de 2 ori, că e 26. O două, da. Și o să vină 26 plus 4 pe 13. Deci va veni 2. Hai, vine 2 plus 4 pe 13. Așa vine, nu? Da. 2 plus 4 pe 13. Fii atent, B plus ceva, plus o fracție, face 2 plus 4 pe 13. Cât e B? Asta e. B egal cu 2. B egal cu 2. Și fracția care ne-a rămas, adică 1 supra... 1 supra C plus 1 supra D. D egal cu? Este egal cu 4 supra 13. Și inversele lor sunt egale. Adică cine? 1 supra C plus 1 supra D. Nu, nu, 1 pe C. Nu, nu. Nu, nu. C plus 1 pe D. C plus 1 pe D. Egal cu? Așa, egal cu 13 pe 4. Cu 13 pe 4. Că inversăm amândouă, am vorbit. Acum le inversăm, dar și o să vină 1 supra. Da. Deci, nu mai, C plus 1 pe D. C plus 1 pe D egal cu 13 pe 4. Aha. Deci, atenție că sus a fost așa. 1 pe C plus 1 pe D egal cu 4 pe 13. Acum inversele lor. Și când am făcut pe prima inversa, inversa la prima înseamnă C plus 1 pe D. Inversa la a doua înseamnă 13 pe 4. Aha. Și o să vină C plus 1 pe D. 1 pe D egal cu 13 pe 4. Egal cu 13 pe 4. Care e egal mai departe, în loc de 13 pe 4, cât să spui? Păi, în loc de 13 pe 4, să pun 3 plus 1 pe 4. Exact. 3 plus 1 pe 4. C-ul va fi egal cu? 3. Egal cu 3 și, și D-ul va fi egal cu? Și 1 pe D egal cu 1 pe 4. Adică D egal, D egal cu 4. Terminate ghiciu. Da. Hai că a fost fain așa. Da, a fost cum să zic, așa simplu după ce le rezolvi. Da, da. Când ne uităm în urmă zici, băi, ce simplu a fost. Și noi ne-am dus acolo, am zis, am străcat ghiciu. Vezi că n-am ajuns la aceeași numitor, am străcat de ghișițiu. Da, l-am terminat. Deci... Dacă le uitam în urmă. Da, stai. Deci numai pur și simplu, dacă scrie pe 43 pe 30 egal cu 1 plus 13 pe 30, ghișițiu pornește. Da. Da? Deci dacă l-am aranjez așa, cum l-am aranjat pe A, ca să fie 1, pe 43 pe 30 l-am aranjat în felul cât A să vedem ca 1, deci curge ghișițiu, da? Curge foarte frumos. Da. Superb, da? Asta e matematica. De aceea, uneori ne repezim, încercăm să facem stânga în dreapta, ne ducem după teorie, dar asta vreau să te învăț eu, să înțelegi, dar eu nu teorie vreau. Vreau... Da. Vreau... Da. Asta. Sigur că da. Să ajungi la suflet. Astfel de lucruri... Matematica, dacă e înțeleasă, așa cum propun eu, te îndrăgostești, pur și simplu, te îndrăgostești de matematică. Ajunge uneori noaptea să visezi, să te bucuri. Dar da, chiar asta vreau să se întâmple. Să ajungi să te bucuri. Mă bucur că există
Dragule, îmi face o seară frumoasă. Știi ce? Am refăcut în varianta asta. Hai să ne ducem și sus. Oare sus am putea face ieșiți în varianta aceea de mai înainte? Că sunt curios. Hai să scrim așa cum am înțeles-o eu. Știi că am înțeles-o prost. Eu am înțeles așa. Eu am înțeles ieșiți-o astfel. A plus 1 pe B plus 1 pe C plus 1 pe D. Scrii și tu. Să vedem dacă putem face ieșiți-o. Așa. Așa o facem cum am înțeles eu. Așa. Plus 1 pe C, plus 1 pe D. Egal cu 43 pe 30. 43 pe 30. Da. Curios. Deci. Hai că te duci acum, că pe 43 pe 30 să scrii cum? Pe 43 pe 30 să scriem ca fiind 1 plus 13 pe 30 ca să mușcăm negheșițul, că am făcut-o dată. Da, am făcut-o dată. Deci, scrie A plus 1 pe B plus 1 pe C plus 1 pe D egal cu 1 plus, în loc de 43 pe 30, zicem 1 plus 13 pe 30, nu? 13 pe 30. De aici ce rezultă? A-ul este cât? Așa, și 1 pe B plus 1 supra C plus 1 supra D, este egal cu 13 supra 30. Așa, 13 supra 30. Dar în loc de 30 zicem, cât? 5 ori 7, nu? Sau 2 ori 3, 2 ori 3 ori 5. Da. 2 ori 3 ori 5. Așa. Ei, ce variante ar fi? Cine să fie B-ul, C-ul și D-ul, încât numitorul comun să fie 30, văzând noi că 2, 3 și 5 sunt divizorii, și să, după ce amplificăm, să ne dea 13. Hai că e fain de tot și varianta asta. Da, 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 da. Tare de tot. Păi, una, 10 împreună, nu? Chiar nu știu cum aș putea să le fac. Băi, trebuie să facem. Nu ne dăm bătuți. Am promis că nu ne dăm bătuți. Asta e esențial lucru. Pe 13 poți să zici că e 1 plus 12. În loc de 13 poți să zici că este 1 plus 1 plus, ia să zicem așa. Deci egal mai departe, 1 plus 12, totul supra 30. Da? Egal mai departe cu 1 pe 30 plus 12 pe, așa, s-ar simplifica. 1 pe 30 îl lăsăm, 12 pe 30 s-ar simplifica printr-un cât? Printr-un 2. Printr-un 2. Și aș face 6 supra 15. Supra 15. Și cred să mai simplificat și prin 3. Și prin 3. Deodată trebuia să vedem noi prin cât? Prin 6 mergea. Prin 6, da. Și zici? Prin 3, 5, 2 supra 5. Deci egal cu 1 pe 30. 1 pe 30 plus 2 supra 5. 2 pe 5. Mă, 2 pe 5 ăsta, trebuie să-l vedem noi ca o sumă de două fracții, că două îmi trebuie, că e 1 pe C și pun plus 1 pe D. Da. Da? Și să-mi dea numitorul 30. Cum să facem noi? Cred că mă duc din nou tot la 6 pe 30. La 12 pe 30. Hai să ne întoarcem tot la 12 pe 30. Și acum să-l vedem pe 12, că a rupt în două. Două bucăți. Calcul 2. Da. Păi, ar fi 11 plus 1 supra 30. Bun, 11 plus 1. Dar poate fi și 10 plus 2. Sau 10 plus 2, da.
Păi mai mult îmi place 10 plus 2. Fii atent, da, că... la mine avem și 2, avem și 5. Aia, deci egal mai departe cu 1 pe 30. Plus... plus... 10 plus 2 supra 30. Și acum distribuim. Egal mai departe cu... 1 pe 30 plus 10 pe 30 plus 2 pe 30. Așa. Și egal mai departe cu 1 pe 30. Plus. Plus 1 pe 1 pe 3, că simplificăm prin 10 următoarea fracție. Da, 1 pe 3. Da. Plus 1 supra 15. 1 pe 15. Da. Deci scriem încă o dată. 1 pe B plus 1 pe C plus 1 pe D este egal cu 1 pe 30. Da. Plus 1 pe 15. 1 pe 15. De aici ce rezultă? Ce rezultă de aici? Ce rezultă de aici? Da. Cred că C egal cu 3, D egal cu 30 și B egal cu 15. O variantă, dar sunt mai multe variante. Că le putem așeza cât vrem. Câte sunt? Știi cam câte sunt? Eu cred că 6. Adică mergem cu B-ul să fie 30 și C-ul și D-ul să mișcă între ele. De... și fac două variante. Că urmă B-ul să fie 3 și iarăși 6 sunt. 6 variante. Deci soluția va fi aici, va fi, soluția va însemna 6, va fi compusă din 6 variante, da? Cu A1, hai să scriem una din ele. A egal cu 1, rămâne tot timpul A1. Da. B egal cu... B egal cu 30. Cu 30. C egal cu 3. C egal cu 3. Și D egal cu... B egal cu 15. O soluție. A doua soluție. Tot A egal cu 1. A egal cu 1. B-ul lăsăm... 30. Așa. B egal cu 15. B egal cu 3. Exact. A așa. A, B este egal cu 3, C este egal cu 15, așa. Și D este egal cu 30. A egal cu 1, B egal cu 3, așa. C egal cu 30, D egal cu 15. Apoi. După A egal cu 1, B este egal cu 15, C egal cu 30, D este egal cu 3. Așa. A egal cu 1, B egal cu 15, C este egal cu 3, D este egal cu 30. Așa, și... asta sunt variantele. Astea sunt cele 6 soluții, da? 6 soluții, 6 posibilități. Și dacă tu te duci cu fiecare din ele, trebuie să-ți verifice. Și sigur îți verifică. Totul... da? Deci observi... observe aici din nou un exercițiu foarte frumos, foarte tare, foarte tare și în varianta asta, nu? Da. Deci, practic, în clipa asta, noi am compus un exercițiu din interpretarea greșită a felul în care am înțeles exercițiul. Dar... din interpretarea greșită am rezolvat alt exercițiu. Un alt exercițiu, sigur, am altă, o chestie foarte frumoasă. Am să-ți mai spun încă ceva, înainte de a trece la al treilea subiect. Trebuie să spun că de foarte propunătorii de subiecte sunt și niște oameni obișnuiți, aceia care propune subiectele. Iată, eu acum am propus un exercițiu din întâmplare. Deci l-am propus pentru că n-am înțeles foarte bine și așa am văzut eu exercițiu și iată, acum poate să fie ca un exercițiu propus spre rezolvare. Da? Dacă acest lucru, ca să reușești să ajungi să faci, în afară de întâmplarea asta, cum s-a potrivit acum, în clipa în care rezolvi un exercițiu și găsești butonul acela, ți spuneam eu când ai intrat pentru aprinderea luminii, practic ai pătruns în mintea autorului. Și dacă reușești să spui de fiecare dată întrebarea
mă, cum a făcut ăsta Ghișițiu? De la ce a plecat el? Ce șmecherie a avut el în cap? Ei, abia atunci, încep să pătrunzi și să încerci și tu să compui Ghișiții. Deci, trebuie să spun că etapa următoare va fi aceea în care, prin Ghișițiu și prin antrenamentul ăsta de a încerca și tu să compui Ghișiții, vei ajunge să fii, actul de creație se dezvoltă foarte bine, da? Și te trezești, așa cum m-am trezit eu la un moment dat, că am inventat acest model de stup, fără să mă gândesc vreo clipă că voi putea să ajung să intru în lumea inventatorilor. Deci nu-mi închipuiam că voi intra vreodată. Și ceea ce am făcut acolo la apicultură înseamnă, de fapt, o schimbare a tehnologiei de lucru cu albina. Eu am făcut casa altfel decât în mod tradițional. Și stupul acela, adică locul unde stă familia de albine, după felul în care am gândit eu interiorul acolo, reușesc să lupt împotriva unei boli foarte puternice. Practic, stupine întregi sunt decimate datorită acestui parazit care se cheamă varroa și care produce pagube imense apicultorilor. Eu am reușit să fac invenția încât să lupt împotriva parazitului acesta în mod natural, fără medicamente. De aceea invenția este foarte, foarte valoroasă. Ți-am spus și chestia asta apropo de cum am ajuns eu acolo. Am ajuns pentru că mi-am dezvoltat acest simț al creativității de foarte multe ori, dinspre matematică. Asta vreau să spun ție. Deci, ați compus exerciții, v-ați uitat în mintea autorului și astfel ați ajuns să vă puneți. Am ajuns să fiu în stare să simt la un moment dat și să fac niște lucruri pe care aproape nu știu. Să știi că un inventator este un om obișnuit, dar care are o neliniște continuă. El nu stă nicio clipă. Mintea lui lucrează tot timpul și tot se întreabă oare ce aș face acolo, oare dincolo ce aș face. Vede anumite necesități, să spunem, care se impun și el încearcă să rezolve, ca o problemă de matematică. Da? Deci așa se întâmplă și când apare starea asta. E o stare pe care nu o poți descrie. Este ca și un moment de acela pronii dumnezească, să spun așa, adică nu te lovește ideea pur și simplu. Dar hai să trecem la subiectul următor, la al treilea subiect. Să spun că nu obosesc cu tine, îmi place foarte tare, foarte tare felul în care te-ai prins în exercițiu și în lucrările și în dialogul cu mine. Deci este un spectacol. Vei urmări filmul acesta pe internet și te vei bucura încă o dată și încă o dată. Și foarte mulți care ne vor urmări la Prof Online. Așadar, mergem și facem cel de-al treilea. Dictează-mi, te rog. Cele cu suma. Da. 1 pe 4. Da. 1 pe 4 la puterea a doua. Numai 4 la a doua, dar poți să spun și toate fracțiile la puterea a doua. Puteți să spuneți și toate fracțiile la a doua pentru că o să fie același lucru. Perfect. Pentru că 1 la a doua, 1, 4 la a doua, la fel. Corect. Plus. Plus 1 supra 4 la a treia. Da. Plus puncte, puncte, puncte. Plus 1 supra 4 la puterea 40. Și în exercițiu zice să demonstrăm că suma aceasta mai mică decât 3. Mai mică decât 1 supra 3. Să arătăm că iese mai mic decât 1 pe 3. Da. Ce ai încercat tu? Eu nu știu dacă am făcut bine. Eu am încercat să aduc la același numitor comun. Ți-am zis 4 pe 49 plus 4 pe 48 plus 4 pe 47 plus 4 pe 46 plus puncte, puncte, puncte plus 1. Da, și de acolo înainte? Nici eu acum nu-mi dau seama prea bine, dar trebuie să încercăm vreo idee. Din nou sunt în situație delicată și trebuie să încercăm. Merg mai întâi pe mâna ta până acolo unde te-ai blocat tu. Deci, practic, ați dat aceeași numitor și ai zis 49 supra 4 la 49.
Așa. Hai să spun o singură linie de fracție. Numitorul comun e 4 la 40 și la numărător e 4 la 49 plus 4 la 48 plus 4 la 47 plus puncte, puncte plus 1. N-ai mai mișcat nimic de acolo înainte, da? Mai, hai să luăm așa de desubt. Ia scrie tu așa. 1 minus de desubt scrie. 1 minus 9. Egal cu 1 minus 3 la a doua. Da. Și egal cu 1 minus 3 pe lângă 1 plus 3. Spune dacă e bine. 1 minus 3 cât face? 1 minus 3? Păi ar veni minus 2? Minus 2. Deci minus 2. Ori 1 plus 3? Minus 2 ori 4. Ori 4. Și face minus 8, nu? Minus 8, da. Hai să facem invers. 9 minus 1. 9 minus 1, ca să-ți place mai bine. Care se scrie 3 minus 1, 3 minus 1 pe lângă 3 plus 1. Adică 2 ori 4. Bun. Hai să scriem 27 minus 1. Egal cu? 3 minus 1 egal cu? Hai să scriem 3 minus 1 pe lângă, pe lângă, da, ori, în paranteză, 9, îți dictez eu, 3 la a doua, 3 la a doua, plus 3 la a întâia, 3 la a întâia, plus 1. Ia să vedem dacă e bun, dacă e bine. Este egal cu 3 minus 1 fac 2. 2 ori 9 plus 3, 12. Și cu 1? Și cu 1, 13. Deci 2 ori 13, da? Da. Fac 26. 13 fac 27. Și 27 minus 1 face 26. Bine, nu? Da. Deșteaptă chestia. Hai să spunem acum... 81 minus 1. Da. Care este egal cu 3 la a patra minus 1. Da. Este egal cu 3 minus 1. Da. 3 la a treia plus 3 la a doua plus 3 la a treia plus 1. 3 la a treia plus 3 la a doua plus 3 plus 1. Nu, nu, nu. 27 plus 13 și este egal cu 40 ori 2, 80. 81 minus 1 fac 80. E bună treaba. Hai că îmi place chestia asta. Înseamnă că putem descompune 3 la 4, 3 la 5 minus 1, 3 la 6 minus 1, nu? Ia să... Ia să descompunem. 3 la 6 minus 1, după tehnica asta, ar face egal cu... Da. 3 la 5 plus 3 la 4 plus 3 la 3 la 2 plus 3 la 1 plus 1 egal cu 2 ori 2 ori cât o faci, 2 ori cât o faci, ne-am convins că e bună treaba. Da. Înseamnă asta că noi putem să zicem și 3 la 40, ai scris 3 la 40 minus 1 egal cu? 3 la 40 minus 1 este egal cu? 3 minus 1. 3 minus 1, 3 la 39 plus 3 la 38 plus 3 la 37 plus 3 la 37 plus 3 plus 1 este egal cu 2 ori
cât o face șmecheria aia. Hai să ne uităm sus, mă, dar noi nu cu 3 aveam acolo, avem cu 4. Da. Hai să zicem, 4 la 50, 4 la 40 minus 1, hai să scriem. 4 la 40 minus 1 este egal cu, cred că 4 minus 1. Așa. La 37. La 37 plus 4 plus 1 egal cu 3 ori toată chestia asta, toată paranteza asta, da? Da. Acum. Fac 3 ori... Ori paranteza, 4 la 39 ori 4 la 38 ori 4 la 30 plus 4 la 37 plus puncte puncte plus 1, da? Da. Ei bine, înseamnă că paranteza asta o ai tu nevoie de ea. Sus, că ai nevoie de 4 la 49 plus 4 la 48 plus 4 la 47 plus 1. Hai să notăm cu un M paranteza asta. Cu un M? Cu un M. Asta de pe lângă. Cu un M, cu A, cu ce vrei tu? Cu un M. Cu un M. Și avem așa. Hai să scriem din nou. 4 la 40 minus 1. 4 la puterea 40. 4 la 40 minus 1. Egal cu? 3 ori M. Egal cu? 3 ori mă. 4 nu, nu. 4 minus 1 cât faci? 4 minus 1 face 3. Egal cu 3 ori mă. Egal cu 3 mă. Corect. De aici rezultă că M, M ăsta este egal cu cine? Este egal cu 4 la 40 minus 1 supra 3. Da, 4 la 40 minus 1 supra 3. 4 la 40 minus 1 totul pe 3. Și acum să ne întoarcem sus unei lucraturi la S, la S, egal cu, da. Egal cu. S, este egal cu. În loc de 4 la 4. Avem acolo 4 la 49 plus. 4 la 48 plus, e mă-ul, e tocmai mă-ul tău. E tocmai mă-ul. Asta e. Și atunci vei spune în loc de chestia aia, zici cât? Mău, adică cât este mău? Că l-am găsit cât este mău. Mău este 4 la 40 minus 1. Corect. 4 la 40 minus 1 supra 3. Nu așa este? Da, supra 3. Totul supra 4 la 40. Da, 4 la 40. Așa era la numitor, la fracția aceea, când a adus la aceeași numitor, când, nu? E egal acum, de supraetajăm fracțiile astea, egal mai departe cu, înmulțim pe prima, 4 la 40, minus 1 supra 3, înmulțim cu a doua răsturnată. 3, înmulțim cu a doua răsturnată, adică 1 supra 4 la 40. 1 supra 4 la 40. Deci egal mai departe cu, să scriu și eu. 4 la 40, scriu și eu. 4 la 40, minus 1 supra 3, 3 ori 4 la 40. 4 la 40. E adevărat? Da. Corect. Corect. Acum să distribuim numitorul la cei doi termeni. Egal mai departe cu 4 la 40 supra 4 la 40. Supra 3 ori 3 ori 4 la 40 4 la 40 minus 1 supra minus 1 supra 4 la 40. Exact. Și cam mai departe cu. Se simplifică 4 la 40 cu 4 la 40. Da. Și cam mai departe cu 1 pe 3. 1 pe 3. Minus. 1 pe 3. 1 pe 3 ori 4 la 40. 1 pe 3. Ori 4 la 40. Corect. Ei, cum este din o treime scaz ceva? Scaz oriceva, nu? Dintr-o treime. Deci, S, S, este egal acum, hai să schimb odată, este egal cu, cu cine? Da. Cu 1 pe 3, da. Minus, în dreptul unei fracții, minus 1 supra 3 ori 4 la 40. Da. Și cum este, dacă dintr-o treime, din 1 pe 3 scazi ceva, cum se comportă rezultatul? E mai mic decât 1 pe 3 sau mai mare ca 1 pe 3?
Păi sigur că da. Deci mai mic decât unul pe trei. Ce trebuia? Ce trebuia să arătăm noi? Sigur că da. Și noi ce trebuie să arătăm? Pentru că dintr-o treime scadem ceva. Sigur adică că... nu o să mai rămână aceeași treime. Asta-i mă, asta-i. Pe excelent, Darius. Este mai puțin. E mai mic, nu? Da. Adică S, cum trebuia să arătăm? Că S este cum față de o treime? Trebuia să arătăm că S este mai mic decât unul pe trei. Și ce-am făcut noi acum? Am demonstrat sau nu? Am demonstrat. Bravo. Corect, 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 corect. Dar sunt ți-a plăcut ieșițul și ăsta, tot așa de spectaculos. Te-ai dus foarte bine. Te-ai dus, ai adus la același numitor, ai muncit acolo foarte bine. Dar n-ai prins șmecheria aia, nu știai descompunerea aceea. Asta a fost. Deci, da, vezi? Deci, asta e un fel de șmecherie, nu? Da, da, este o formulă de acum, trebuie să o ținem minte. A la N minus B la N, hai să o scriem ca să rămână pentru tine. A la puterea N minus B la N. B la puterea N. Este egal cu A minus B la N. A la N minus B la N este egal cu A minus B. Da. A minus B pe lângă. A la cu unitate mai mică decât N. A la N minus 1. Deci, A minus B pe lângă. A la N minus 1. Plus A la N minus 2 scade puterea lui A, se topește ușor. Deci A la N minus 2 ori B. Vine B-ul și-l ajută. Plus A la N minus 3 ori B la a doua. Ori B la a doua. Adică B-ul vine și-l sprijine. Pe timp ce A-ul se topește, B-ul crește puterea lui B. Plus A la N minus 4 ori B la, la puterea 3. Așa, plus mai departe A la N minus 5 ori B la 4. Plus și mai departe, plus puncte, puncte, aur se topește, se topește, penultima ar să fie A la 1 B la N minus 2, că B-ul tot crescut. Plus A la 1 B la N minus 2. Și plus B la N minus 1. Plus B la N minus 1. Bun. Deci o să vină plus A la N minus 5 ori B la 4 plus puncte, puncte, puncte. A la 3 ori B la N minus 2 plus B la N minus 1. B la N minus 1. Hai să facem în pași mărunți, cum te-am obișnuit eu, ca să înțelegem formula. De aceea o să plecăm A la a doua minus B la a doua. A la a doua minus B la a doua e egal cu A minus B. Egal cu A minus B. Pe lângă A plus B. A plus B. A plus B. Ca să te convingi că e bine, hai să le mulțim acum pe cele două, ca să fim convinși că am făcut o treabă bună. Deci A la a doua minus B la a doua, A minus B ori A plus B. Hai să mulțim cele două paranteze. Egal cu A ori A. A ori A. Adică A pătrat. Da. Plus AB. Că pe, cu A din prima mulțim pe... AB. Așa, am terminat de mulțit cu A pe amândoi termeni. Urmează acum cu cealaltă, cu minus B. Minus B ori A. B ori A plus B la pătrat. Minus B pătrat. Din cau... Așa, da. B pătrat, că este B-ul cu minus acolo, da? Da. Și acum, AB cu AB se reduc, că e unul cu plus, altul cu minus. Cu AB se reduc. Și rămâne A pătrat minus B pătrat. Da. Am vrut să-ți dovedesc, am vrut să-ți dovedesc că e bună formula. Înțelegi? Da. Deci descompunerea asta, A la a doua minus B la a doua egal cu A minus B pe lângă A plus B este bună, e corectă. Dar nu e o prostie, nu e o chestie aiurea, ci e o treabă bună. Hai să vedem A la a treia minus B la a treia. A la a treia minus B la a treia este egal cu A minus B, A minus B pe lângă A la câta? Ca să ajungi la a treia, ai una A la a doua. A la a doua
Plus, nu, 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 au scade un pic, a la întâia. B, vine B-ul la întâia și-l ajută, ca să facă tot doi acolo, unul și cu unul. A minus B, pe lângă, a la întâia. A la a doua. Începem cu a la a doua. A la a doua, plus AB, plus B pătrat. Trebuie să fie trei termeni. Deci la A la, la a treia minus B la a treia trebuie să fie trei termeni la a doua. Da? Trei. Unu, doi, trei. Explicați-vă rog o dată, că nu cred că am zis bine. Deci, A la a treia minus B la a treia egal cu A minus B, A minus B pe lângă. Pe lângă. A pătrat. A pătrat. Plus AB. Plus AB. Plus B pătrat. În paranteza asta de a doua paranteză sunt câți termeni? 1, 2, 3. 3. E A pătrat, e A B și B pătrat. Da. Și eu ți-am spus, sunt 3 pentru că avem A la a treia. Când o să scriem A la a patra, vor fi 4 în paranteză. Așa zici. A la a patra minus B la a patra, zi. A la a patra minus B la a patra egal cu... A la a patra minus B la a patra. Egal cu A minus B. Foarte bine. A la a doua. Au câte o unitate se duce înapoi. Da? A la a doua ori B. A la a doua ori B. Deci el s-a topit un pic și vine B-ul și-l ajută. A la a doua ori B la a întâia, să înțelegeți. Plus A ori B la a doua. Plus B la a treia. Deci câți termeni sunt în paranteză acum? Sunt, cred că 4. Așa, A la 3 e 1. Apoi al doilea este A la 2 B. Al treilea este A la 1 B la 2 și B la 3. Deci ține minte că a plecat de la 3, pe urmă e 2, pe urmă e A la 1 și dispare. Dar pe măsură ce A scade, B-ul crește. Mm-hmm. Da? Hai să vedem și A la 5 minus B la 5. A la 5 minus B la 5. Minus B la 5. Egal cu? Egal cu A ori B. A minus B. A, da, A minus B. Pe lângă. A la 4. A la 4. Ca să ajungi... Atenție, Darius. Fiindcă ai A la 5 și tu ai un A, trebuie neapărat A la a patra ca să ajungi la A la a cincea când înmulțești. Aha. Da? Asta e șmecheria. Deci, când o să avem A la șasea, o să avem A la cincea. Așa, mă, așa. Cu o unitate mai mică. Plus... A minus B ori. A la... ori paranteză rotundă. A la a patra. Da. Plus A la a treia B. A la a treia ori B. Plus A la a doua. B la a doua. B la a doua. Da, plus A la a întâia ori B la a treia. Și plus B la a patra. Plus B la a patra. B la a patra, pentru că A-ul nu o să mai zic. Așa, trebuie să-ți dea tot timpul suma exponențelor 4. Vezi, 3 plus 1, 4, 2 plus 2, 4, 1 plus 3, 4, 4. A la 6 minus B la 6 a scris-o acum. Hai, te las pe tine. Da. Plus A la a patra ori B plus A la a treia ori B la a doua plus A la a doua ori B la a treia plus A ori B la a patra plus B la a cincea. Foarte bine. Gata, dar s-a prins foarte bine. Tot ce ai făcut este corect. Asta. Deci formula, dacă o știai pe asta, ca o situație particulară, a fost acolo la tine 4 la 40 minus, sau da, 4 la 40 minus 1 la 40. Că tu puteai să zici în loc de 1 la orice putere, tot 1 face. Și ai fi fost în situația A la el minus 1. Da, deci A-ul este 4 și B-ul este 1. Asta-i. Asta-i. Am prins. Da.
Da, da. Mă bucur mult de tot. Știi, a fost o seară foarte frumoasă, foarte multe lucruri am putut să le oferim celor care ne vor urmări. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru a câte ori în seara asta îți mulțumesc, pentru că ai venit cu exercițiile astea. Deci canalul dumneavoastră, blogul dumneavoastră mă auge la fel de fiecare dată. Explicați atât de bine să înțeleagă toată lumea că n-ai cum să nu înțelegi. Și mama a început să învețe din geometrie, din ce explicați. Mă bucur mult, mă bucur mult. Există și volumul acela de geometrie, chiar îl recomand. Mama să meargă, dă-mi un pic pe mama un pic să stau numai un mic. Da. Da, da. Mă bucur mult că ați sunat și trebuie să vă spun să vă dea Dumnezeu sănătate și să fie băiatul sănătos, că aveți un copil care va face performanță cu adevărat. Ați intuit foarte bine că are o capacitate foarte bună. Mulțumesc frumos. Și putere de muncă și sunteți unic. Sunteți unic pentru ceea ce faceți. Rugămintea mea este să transmiteți în stânga și în dreapta ca și alții, așa cum ați dat dumneavoastră întâmplător, să nu mai rămână ei să dea întâmplător, ci să le spuneți, da. Ieșiți la intersecție, ieșiți pe uliță, cum se spune, ca așa, da. Și să spuneți în gura mare că există Prof Online și păcat ca acești copii să nu aibă șanse egale, știți? Da, domnul profesor, cu da. Siguranță am să le dau informația asta. Da. El la clasă, da. La clasă să vorbească la colegii lui, la celelalte clase, să spun, domnule, uitați-vă acolo, să vă... și fără nicio jenă, lecția de acum încă se înregistrează, toată discuția noastră se înregistrează și o pun pe internet și să o vadă și alții, așa cum am desfășurat-o noi în seara asta. Un prilej extraordinar pentru mine, m-am simțit foarte bine și dacă veți mai avea probleme de acestea frumoase, interesante, puneți-le acolo ca și comentariu și pe urmă, chiar dacă mai sunt greșeli, noi le reparăm când ajung la tabla aici și vedem exact ce sunt trebuie făcut. Da? Da, vă mulțumim din inimă, vă mulțumim. Bine, bine. Bună seara și la revedere. La revedere. Sărut mâna, seară bună, la revedere, noapte bună.